care se hrănesc cu sângele oamenilor, blocați pe tărâmul dintre viață și moarte. Legendele spun că în România ar fi de fapt casa lor, că aici este tărâmul lui Dracula, care bântuie castelele. Vampirii din Transilvania, există ei cu adevărat? Sau sunt doar niște legende profitabile? Sunt Raluca și azi vom povesti despre vampiri. Palid, cu colți ascuțiți și păr în palme, însetat de sânge și înspăimântat de lumină. Acesta este portretul oricărui vampir care se respectă. Mai este cunoscut și sub numele de Strigoi, Moroi sau Vârcolac și se pare că este la fel de vechi precum civilizația oamenilor. De ce se transformă unii morți în vampiri? Explicațiile diferă în funcție de popoare. Deveneau vampiri, după caz, cei care nesocotiseră legile bisericești în timpul vieții, cei care practicaseră vrăjitoria, cei care fuseseră victimele unor blesteme sau morții peste care trecuseră un câine sau o pisică. Secole de-a rândul, aceste făpturi ale întunericului au chinuit imaginația oamenilor. Fica lor era atât de puternică încât încercau cele mai ciudate metode de a-i ucide pentru totdeauna. La sate, deja unele femei se specializaseră în identificarea strigoilor. Erau chemate la fiecare înmormântare să verifice dacă mortul era mort cu adevărat. Dacă li se părea ceva suspect, începeau tratamentul. Ori în țăruș în inimă, ori cioburi în urechi și, desigur, multe descântece și rugăciuni. În zilele noastre, usturoiul și apa sfințită par a fi suficiente pentru combaterea vampirilor. Totuși, unul dintre ei nu va muri niciodată, ci trăiește în România. Dracula! Aveți dreptate! Dar haideți să vedem cine a fost el de fapt, pe vremea când era un om în carne și oase. Ați auzit de Vlad Țepeș? Nu așa de mult ca de Dracula, nu? Haideți, deci, să facem cunoștință! Pe tatăl său îl chema Vlad Dracul. Nu că ar fi fost vreun demon, dar făcea parte din Ordinul Dragonului, un grup de războinici care luptau pentru creștinism și împotriva otomanilor. Adică turci și de azi. Imperiul Otoman era unul dintre cele mai puternice și voia să cucerească tot. Avea doar 17 ani când a reușit, prin luptă, să obțină tronul țării românești. Prima pedeapsă sângeroasă le-a dat-o boierilor din Târgoviște, pe care îi socotea vinovați de moartea tatălui său. Cei mai mulți dintre ei au fost trași în țeapă, iar restul au fost torturați prin metode crude. Aceeași pedeapsă o aplica fără milă tuturor hoților și negustorilor necinstiți. Împotriva turcilor a luptat cu încrâncenare. Îi urmărea, îi lua prin surprindere, îi ataca, iar pentru a se asigura că nu mai scapă niciunul, otrăvea toate fântânile în urma lui. Lesne de înțeles ce făcea cu ostaticii, nu? Metodele lui crude sunt inacceptabile în ziua de azi, dar la vremea aceea a asigurat cel puțin pentru o perioadă independența țării românești. Acum începem să înțelegem. Un domnitor însetat de pedepse și sânge, căruia îi se mai spunea și Dracul. Interesant personaj.
Cu siguranță, așa i s-a părut și lui Bram Stoker, scriitorul irlandez care l-a făcut celebru în toată lumea. Stoker a auzit de prințul din țara românească, iar imaginația sa l-a transformat într-un erou de roman. Deosebire de vampirii de până atunci, care nu aveau unde să locuiască, contele Dracula, educat și nobil, își ducea traiul într-un castel din Transilvania. Welcome to my home, Dracula. And I bid you welcome, Mr. Harcourt, to my house. Dragi turiști, sunteți convinși că Dracula a locuit la castelul Bran, așa-i? Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar istoricii nu au stabilit încă o legătură între celebrul castel și Vlad Țepeș. Se pare că acesta din urmă doar ar fi petrecut ceva timp în zonă cu interese comerciale la vamă, însă nici vorbă să fi locuit aici. Dar povestea e frumoasă, atrăgătoare, fascinantă și înfiorătoare. Iar oamenii din toată lumea vin să viziteze castelul lui Dracula, de unde pleacă blindați de suveniruri sângeroase. Iar datorită lui Stoker, vampirii din Transilvania vor fi mereu printre noi. Do not disturb. 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 We've been normal. Aici se termină povestea noastră de azi. Dar dacă v-a plăcut, apăsați pe subscribe, pe like și clopoțel. Până săptămâna viitoare!